Fiți bineveniți și în după amiaza aceasta la închinare, atât dumneavoastră cei din sală, cât și cei care ne urmăresc online. Suntem împreună la oaltă adunați în numele Domnului și am vrea să ne asigurăm că prin Duhul Sfânt Dumnezeu va fi prezent aici și vă invit pentru lucrul acesta să cântăm spre slava Tatălui imnul 144, O Duh Divin Preasfânt. Te lăudăm, Tatăl nostru bun, și îți mulțumim din toată inima noastră pentru harul deosebit care ne-l oferi ca și în această după-amiază să stăm în fața cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru dragostea Ta nemărginită, Părinte. Îți mulțumim că ai răbdare cu noi. Îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că ai planuri mari și binecuvântate pentru sufletul nostru. Îți mulțumim că vrei să ne salvezi și să ne duce în împărăția Fiului dragostei Tale. Doamne, Te rugăm, pregătește inimile noastre ca să poată primi cuvântul Tău cu bucurie. Te rugăm să pregătești terenul sufletului nostru, ca ceea ce auzim, mesajul pe care Tu ne-l transmiți, să miște inimile noastre și să ne determine la schimbări profunde, reale, care să ne aducă mai aproape de dragostea Ta. Te rugăm, Părinte, să-ți binecuvântezi slujitorul de care te vei folosi în această după-amiază ca să ne transmiți mesajul Tău. Duhul Sfânt să le-a în stăpânire, iar El se lase călăuzit de Tine pentru ca să ne transmită mesajul dorit de Tine. Doamne, schimbă-ne viețile noastre și pregătește-ne pentru întâlnirea cu Domnul Iisus, care credem că s-a apropiat atât de mult. Te rugăm să binecuvântești și prietenii noștri, musafirii care ne vizitează biserica. Ajută-i să înțeleagă cât de mult îi iubești, cât de mult îi dorești să fie mântuiți și că ai plătit un preț scump pentru mântuirea dumnealor. Întoarce-le inima către Tine și ajută-i să Te primească cât nu e prea târziu. Credem că ne asculți și vei fi cu noi în acest ceas. De aceea vrem să aducem recunoștința inimilor noastre pentru că ești bun cu noi și ne dorești binele veșnic. În numele Domnului Iisus. Amin.
Dacă mă uit așa la chipurile din fața mea, vă aflați în două situații. Fie nu ați reușit să închideți ochii la amiaz măcar un sfert de oră și atunci vă apasă povara asta, fie ați reușit să închideți ochii vreo jumătate de oră și acum vă pare rău că v-ați trezit și sunteți în efortul ăla de a vă reveni la viață. În orice situație am fi, vreau să vă ajut cumva să ne conectăm la ceea ce aș vrea să vă propun ca și meditație. Și am să mă folosesc de câteva întrebări, asta și ca să facem exercițiul acela de trezire, dar și ca să trezim un pic cunoștințele noastre de prin Biblie. Am intitulat seria asta de câteva întrebări, cine pe cine întreabă. Eu am să afișez niște întrebări, iar dumneavoastră trebuie să-mi spuneți cine și cui a adresat întrebarea pe care o vom avea în față. Hai să începem. Când aud răspunsul corect, îl confirm și trecem mai departe. Cineva a întrebat, pe cine mai ai aici? Văd că funcționați așa la volum mai mic, dar sunteți treji. Într-adevăr, îngerii când au venit în Sodoma, l-au întrebat pe Lot, i-au spus despre ce-i vorba, care-i planul lor și l-au întrebat pe cine mai ai aici ca să știe câte persoane ar putea eventual să fie salvate. Bun, întrebarea următoare, ceilalți nouă, unde sunt? Cine pe cine întreabă? Asta trebuie să... Deci, Domnul Iisus îi întreabă... Nu îi întreabă pe leproși, îi întreabă audiența, asistența, martorii de acolo, îi întreabă... Vroia cumva să dea o lecție și celui care s-a întors, dar și poporului. Și adresând o întrebare către leprosul respectiv... El, de fapt, întreba pe ceilalți, ce părere aveți, de ce doar unul s-a întors? Pentru că e posibil că leprosul care s-a întors să nu fi știut ce a fost în inima celorlalți sau de ce nu s-au întors ei. Bun. Ce zici tu despre tine? Preoții au trimis pe niște delegați care au venit să îl întrebe pe Ioan Botezătorul. Ok, ce declarații faci tu despre tine ca să știm cum te luăm, dacă te acuzăm de ceva, dacă pretinzi că ești vreo persoană anume. Mergem mai departe. Până când? Aici sunt posibile mai multe răspunsuri. Un răspuns este acesta când întreabă cine? Ilie pe israeliți, până când vezi șchiopătate ambele picioare. Întrebarea asta, începutul acesta de întrebare, mai poate fi găsit în Biblie. Și în Apocalipsa, în scena aceea în care sufletele de sub altar întreabă până când, Doamne? Și am mai dat câteva variante. Ce ai tu aici de îți sapi un mormânt? Este o expresie mai puțin cunoscută așa, dar e foarte grăitoare. După tăcere, îmi dau seama că trebuie să afișez răspunsul. În cartea profetului Isaia, prin Isaia, este întrebat Șebna, dregătorul, cu întrebarea asta, ce ai tu aici de țapi un mormânt? Dacă ar fi să ne gândim la întrebarea asta, ar trebui să dăm niște răspunsuri foarte profunde, pentru că e posibil ca uneori Dumnezeu să ne întrebe și pe noi, că ne comportăm ca și cum trăim doar pentru ca să ajungem aici, la un capăt al vieții și nu avem în vedere
altceva mai mult. Cine poate sta în picioare? Apocalips 6, 7. Ziceți-mi cine pe cine? Capitan, domnitor, oștirilor, vă alerta la munci la stânci. Așa. Și în final se face precizarea aceasta, sublinierea aceasta. Și cine poate sta să stea? În Apocalipsa, capitolul 6, găsim întrebarea se referă la duce către cei 144 de mii. Bun. De unde vii? Elisei îl întreabă pe Gehazi când fugise și ceruse niște cadouri și mai pune întrebarea, mai adresează întrebarea asta cineva. Dumnezeul lui Satana, în cartea lui Iov. Și mai găsim încă în două situații, când corăbierii îl întreabă pe Iona, cine ești, de unde vii, cărui Dumnezeu te închini, nu știau cum să procedeze cu el și de ce li se întâmplă acel aproape naufragiu de care aveau parte. De unde vii și unde te duci? Întrebarea e o altă variantă a celei de mai înainte și de data asta este adresată de către înger, sclavei lui, sclavei Agar, când fugea de stăpâna sa, sclavei lui Sara. Ok? Unde este fratele tău? Cine întreabă lucrul ăsta? Este una dintre primele întrebări pe care le găsim în Biblie, când, după ce Cain și-a ucis pe fratele lui, Dumnezeu îl întreabă. Mai este mult din noapte? Unde apare întrebarea asta? Tot în Isaia. Și întrebarea este... se adresează unui străjer, unui virtual străjer, cei din Seir, către profetul Isaia. Este îngăduit să faci bine? Pe cine întreabă? Se pregătea să facă o minune și pentru că știa că de fiecare dată vor fi cârcotași, că de fiecare dată trebuie să fie cineva care comentează și... folosește, întoarce lucrurile la modul negativ, Mântuitorul pregătea terenul și pornește cu ei de la întrebarea asta. Este îngăduit să faci bine? E clar că e o întrebare mai mult decât retorică, dar el pregătea terenul pentru o minune. Pentru ce să murim în fața ta? Deja aud vreo două răspunsuri. Egiptenii, când au venit la Iosif, terminaseră banii și ei aveau încă nevoie de mâncare și atunci au venit și au zis, găsește o soluție pentru ce să murim în fața ta. Pe cine să trimit? O altă întrebare celebră din Biblie. Tot în cartea profetului Isaia apare. De data asta... chiar Dumnezeu îl întreabă pe profet, încercând să-l determine să răspundă afirmativ la chemarea lui. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Așa. Când a ajuns la profet, soția lui Ierobam s-a gândit, am să mă deghizez cumva, să nu mă recunoască și să nu mă refuze știind din ce familie fac parte. Dar ea nici n-a reușit să fie vizibilă, că profetul a și invitat-o, vino, pentru că Duhul lui Dumnezeu îi vorbise. Profetul Ahia către soția lui Ieroboam, ce să fac pentru fiul meu? Tăcere? Știți că Saul
plecase să caute măgărițele, nu a mai dat niciun semn de viață, îi descărcase telefonul și n-a trimis nici măcar un SMS acasă și tatălui intrase în panică. Atunci când a ajuns la profet, i-a spus, du-te acasă, după ce l-a invitat la masă și oarecum l-a pregătit pentru chemare importantă pe care avea să i-o adreseze și a zis, du-te acasă, uite, semnul pe care ți-l dau este că deja părintele tău este îngrijorat de tine, nu mai caută măgărițele că s-au găsit. Mă duc mai repede puțin către ultima întrebare. Pentru ce să mai postesc? Când David păcătuise, s-a născut un copil din relația aceea și acum era pe moarte, a postit, s-a rugat, cu toate acestea copilașul a murit și imediat după evenimentul acesta, slujitorii s-au mirat că el a oprit postul și a schimbat cumva atitudinea și lumea nu înțelegea, bun, când încă trăia copilul, posteai, te rugai și acum care e schimbarea? Și el vine cu un argument destul de logic și spune, posteam, mă rugam în speranța că îl înduplec pe Dumnezeu să schimbe rezultatul situației, dar acum lucrurile... Și ultima întrebare, sub două adresări cumva, cineva întreabă unde ești? Și altcineva întreabă unde este. Sunt întrebările cu care una este la începutul Vechiului Testament, la începutul Bibliei, și a doua este chiar la începutul Noului Testament. Cine adresează aceste întrebări? Prima întrebare, cea de la începutul Bibliei, este în grădină, când după ce Adam păcătuise, s-a ascuns, Dumnezeu se pare că nu s-a grăbit să îl prindă asupra greșelii lui, ci a lăsat un timp și știu asta din, adică e ușor de tras o concluzie, că a trecut ceva timp între momentul când Adam a păcătuit și momentul când, când vorbește Dumnezeu cu el, pentru că a avut timp Adam să-și coase niște haine, ne-ar fi nouă greu astăzi să punem niște frunze la oaltă, dar aminte lui, care nu avea nici ață, nici ațe de siguranță, nici absolut nimic, a trecut un oarecare timp și se aude întrebarea asta în grădină, unde ești, Adame? Este întrebarea pe care o adresează Dumnezeu omului. Și a doua întrebare... Niște căutători veniți de foarte departe, îl căutau pe împăratul, pe mântuitorul de curând născut și întrebau în stânga și în dreapta unde este împăratul care s-a născut acum. De la aceste două întrebări aș vrea să pornim într-o incursiune de câteva minute. Întrebarea unde ești pe care Dumnezeu o adresează omului nu trădează neștiință, nu conține neștiință din partea lui Dumnezeu. Sunteți de acord? El știa despre Adam absolut tot. Nu avea nevoie să întrebe după care tu fii și te-ai ascuns, că nu existau, eu știu, un labirint de blocuri sau cine știe ce construcții pe acolo ca să se poată ascunde Adam atât de bine încât să nu fie ușor de detectat. Era ascuns pe după niște copaci, pe undeva, pe vreo alee din grădina Edenului. Dumnezeu știa exact, putea să vină, să-i pună mâna pe umăr și să zică, cum mai facem noi așa, ne place să așteptăm pe la colțuri, te-am prins și să îl sperie destul de tare. Dumnezeu n-a făcut asta, cum spuneam, a așteptat destul de mult. Așteptarea asta ne spune foarte mult despre caracterul lui Dumnezeu. Că El nu se grăbește să ne
pun în dificultate și nu se grăbește să ne demonstreze că suntem niște nemernici, că suntem greșiți, că suntem păcătoși. Cumva i-a dat șansa și sora White comentează în Patriarhi și Profeți momentul ăsta destul de așa în detaliu, în sensul că Dumnezeu a tras nădejde că omul își revine după ce a greșit și va veni el de bunăvoie să spună: Doamne, ne-ai zis să nu mâncăm de acolo, n-am reușit să te ascultăm, am greșit, dă-ne o soluție. Aștepta să fie, să se comporte ca un copil care a spart geamul vecinului jucându-se cu mingea și vine la părintele lui să spună: am făcut-o, nu știu, o să mă pedepsești, nu, dar ajută-mă să rezolv situația, cum rezolvăm situația. A așteptat cam degeaba Dumnezeu, pentru că omul se pare că nu avea gând să se întoarcă. Întrebarea asta înseamnă mult. Când îl întreabă Dumnezeu pe om: unde ești, se referă nu la spațiul în care se găsea, pentru că spațiul știa exact unde se află. Îl întreabă din punct de vedere al relației lui, ceea ce îl pune pe om într-o situație cu totul diferită, în urma greșelii, a păcatului său, este că se strică toate relațiile lui. Și dacă vorbim de relațiile pe care Adam le avea, se strică relația cu Dumnezeu, în sensul că simte că îi este rușine, se activează ca și la un computer pe care îl ai cu toate aplicațiile disponibile, dar nu sunt activate toate. Și, spre exemplu, când instalez pe un computer cu sistem de Windows programul, spre exemplu, media player-ul nu se activează decât la prima folosire și cere să mai faci niște setări pe acolo, deși totul este instalat, doar că trebuie să activezi. E bine, în cazul omului, sentimentul de teamă și de rușine nu erau activate. El trăia gol, așa cum îl crease Dumnezeu, n-a avut nicio secundă înainte de păcătuirea lui sentimentul că este gol, că este vinovat, nu l-a apăsat nimic, nici teama, nici rușinea. Când a greșit, conștiința lui a activat aplicația asta, numită rușine, și l-a făcut pe om să înceapă să se ascundă. Și din punct de vedere al relației lui cu Dumnezeu, omul începe să se ascundă. Se strică și relația lui cu partenera de viață, pentru că atunci când întreabă Dumnezeu ce s-a întâmplat și îi dau detalii, vă aduceți aminte dialogul? Au început să se acuze cam unul pe altul. Adam, păi nevasta pe care mi-ai dat-o. De parcă el n-a fost încântat când a găsit-o pe Eva, s-a trezit și niște ochi frumoși se uitau la el. Acum dispăruse tot farmecul, a uitat că el a decis de bunăvoie să mănânce și el din pom, tocmai pentru că era foarte dragă și vrea să împărtășească aceeași soartă cu ea. Acum, deodată se strică și relația dintre ei și o tratează: asta pe care mi-ai dat-o, ia-mă. Și ea, deși ea pasează mai departe vinovăția. Atunci când apare păcatul în viața noastră, se întâmplă lucrurile astea. Începem să ne ascundem de Dumnezeu, începem să ne ascundem chiar și de ceilalți, se strică relația până și cu noi înșine. Începem să nu mai ne prețuim așa cum ar trebui, începem să purtăm povara vinovăției și să ne acuzăm, să ne disprețuim, să ne judecăm destul de aspru și se strică chiar și relația noastră cu mediul înconjurător. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îl găsește pe om, îi spune: uite, din cauza deciziei tale, să știi că lucrurile se vor schimba foarte mult. Și dacă până acum era o plăcere să te trezești dimineața, să te duci, să găsești de mâncare, de acum și pământul va suferi niște transformări din cauza deciziei tale. Vin la întrebarea numărul 2. Când nu mai este Dumnezeu cel care îl caută pe om și omul se ascunde, ci este acel moment când omul, poate că
pentru prima dată apare această căutare a omului foarte evidentă. Ați citit la rând în Biblie vreun moment în care se spune că odată cu venirea pe lume a unui om, au început oamenii să-L caute pe Dumnezeu? Uite, vă las cu răspunsul nedat la întrebarea asta. Este chiar la începutul Bibliei, câteva pagini trebuie citite. Și este vorba despre un om. În biografia scurtă, în descrierea biografică a acestui personaj, apare expresia asta foarte interesantă. Și de atunci au început oamenii să caute pe Dumnezeu. Ajungem în Noul Testament, se naște Mântuitorul într-o iesle, în condițiile acelea pe care le știm și ni se aduc în minte în fiecare an, și niște oameni îl caută. Și apare întrebarea aceasta, unde este? Dacă am vrea să ne imaginăm așa grafic situația asta, imaginați-vă că până acum doar Dumnezeu ne căuta pe noi. Și când doar Dumnezeu îl caută pe om, se pot întâmpla două lucruri. Fie omul se lasă găsit de Dumnezeu, fie se tot ascunde. Și știți cum e? Dumnezeu ne respectă atât de mult, de asta ne-a și creat cu libertatea de a alege, încât textul din Apocalipsa în care spune eu stau la ușă și bat, nu e exagerare și nu e o formă doar poetică de a spune, de a descrie situația. Dumnezeu chiar ne respectă atât de mult încât nu intră niciodată în camera noastră dacă nu-i dăm voie. Uneori, după ce a crescut băiatul nostru, am început să bat la ușa lui. Și inițial am văzut foarte mare mirare pe chipul lui că nu intram așa ca și un stăpân al casei, ci băteam la ușă ca și cum acolo era teritoriul lui și dacă vreodată acum aș intra fără să mai bat, nu prea cred că mă întâmpină cu zâmbet. Deja e o regulă acum, este obișnuit să fac treaba asta. Însă Dumnezeu ne tratează cu cel mai mare respect. El nu intră niciodată în viața noastră dacă nu îi deschidem. Satana, dacă găsește un geam un pic întredeschis sau n-ai întors cheia bine în ușă, Satana intră, n-are nicio problemă. El nu ne respectă, nu-i pasă de nimic, de nimeni, de nicio regulă. El intră oricând și se simte ca acasă, peste tot. Dumnezeu, în schimb, ne respectă și din cauza asta are nevoie ca noi să îl invităm. Dacă doar Dumnezeu ne caută pe noi și noi nici măcar nu ne lăsăm găsiți de El, ci ne ascundem, putem să rămânem așa departe de El, cu toate că El este doar la o ușă distanță de noi. Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu întotdeauna a fost ca și omul în sfârșit să înțeleagă dragostea pe care El ne-o poartă și să înceapă să-L caute. Sunt foarte multe expresii în Sfânta Scriptură care vin de la Dumnezeu și în care El spune eu mă las să fiu găsit de voi, îmi doresc să mă întâlnesc cu voi, îmi doresc să fiu cu voi. Când a luat inițiativa să facă un sanctuar, visul lui era să fie împreună cu omul. Pentru că în definiția ei profundă, mântuirea nu este altceva decât ca Dumnezeu să fie împreună cu omul. Asta este mântuirea. Și spre asta visăm fiecare dintre noi. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine, adică a făcut posibilă revenirea la oaltă, prin jertfa Mântuitorului. Problema cea mare este că de foarte puține ori noi suntem în situația aceasta din Noul Testament în care omul vine și caută. Erau niște magi, niște păgâni, care au venit și întreabă unde este împăratul de curând născut. E o chestie interesantă aici cu venirea magilor. Ce au adus magii? Aur, smirnă și tămâie. Știți în ce situații se duceau
aceste lucruri drept cadou, drept dar? Aurul era un cadou obligatoriu dacă te duceai în fața unui împărat. Dacă vizitai, dacă un alt împărat sau o persoană importantă venea în vizită la un împărat, era obligatoriu să aducă măcar un obiect din aur. Era semnul că respecti autoritatea acelui împărat. Magii s-au prezentat înaintea pruncului Iisus cu unul dintre daruri era aur. Nu știu ce fel de obiecte ori fi fost, dar cert este că au venit cu niște daruri din aur. Al doilea cadou era Smirna. Smirna era un fel de leac și o duceai acelora care fie erau pe moarte, fie celor care muriseră deja și era pentru îmbălsămare, pentru tratarea corpului și pregătirea pentru înmormântare. Fără să știe ce gest important fac magii, au dus Domnului și Smirnă ca un simbol că este și el, va fi un om care va muri și care a primit din partea lor acest dar. Și tămâia era darul pe care îl aduceai când te duceai la preot, la templu. Și Domnul Iisus avea să fie un mare preot. Aș vrea să trag câteva concluzii care să ne vizeze pe noi. Dumnezeu încă ne caută. La acest moment este la ușa inimii fiecăruia dintre noi și așteaptă ca noi să-i deschidem. Întrebarea este, mai auzim bătăile lui? Am citit un lucru interesant care spune așa, dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, cea mai sigură cale este să nu te mai ascunzi de El. Ce vă spune lucrul ăsta? Că Dumnezeu nu stă foarte departe de noi. Pur și simplu așteaptă să ies de acolo, de după tufișurile după care mă ascund și să-i spun, da, Doamne, vreau să fim împreună, vreau să trăiești în viața mea. Închei cu o parabolă care sper să lege ideea asta mai bine în mintea noastră. Se spune că pictorul Ștefan Lucian era foarte bolnav, știți probabil povestea lui, și în ultima parte a vieții era atât de bolnav încât cineva, o persoană venea și îi făcea curățenie, îi mai dădea câte ceva de mâncare, el nu se mai putea coborî din pat. Și își dorea atât de mult să aibă măcar sentimentul că este în siguranță, încât într-o seară, la plecare, a spus femeii care îi făcea curățenie și se ocupa de casa lui, de camera lui, i-a spus să lase ușa deschisă, întredeschisă, adică nu doar descuiată, ci să o lase efectiv să se miște în balamale. Și în seara aceea, târziu, în noapte, George Ionescu se întorcea de la un concert pe care l-a avut la o sală din zonă și a auzit în liniștea nopții scârțitul unei uși care se mișca așa din balamale, știa că acolo e prietenul lui, pusese și altă dată pe la el, acum a intrat și așa prin întuneric a găsit ușa deschisă, a intrat, a scos vioara, i-a cântat tot concertul pe care l-a susținut în cealaltă parte, fără să spună niciun cuvânt, a strâns vioara și înainte să plece a auzit așa o voce abia sonoră care îl întreba, speram că ai să vii, maestre. De multe ori ne rugăm, ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru alții, de foarte multe ori avem sentimentul că nu are rost să ne rugăm pentru cineva care e atât de departe de Dumnezeu încât zicem, ce să mă rog pentru cutare dacă el nu vrea și nu se roagă? Știți de ce? Este ca și când ai găsit pe cineva, ai vedea că cineva este atât de bolnav încât este inconștient, îi este imposibil să pună mâna pe telefon și să cheme salvarea
Și atunci tu, conștient fiind de situația acelei persoane, pui mâna și îți asumi acel telefon. Și dai un telefon și spui, vă rog să veniți la acutare adresă, pentru că este foarte grav. Satana îl acuză pe Dumnezeu dacă intră în viața cuiva fără să fie invitat mereu încă, până se va sfârși istoria păcatului, Satana face lucrul ăsta și atunci Dumnezeu, care ne respectă, nu poate veni în viața cuiva care e căzut și departe de el și care este inconștient în situația lui, decât dacă altă persoană, căreia îi pasă, pune mâna pe telefonul rugăciunii, să zicem așa, și îl cheamă și îi spune, uite, băiatul meu sau soțul meu, soția mea, prietenul meu, fiecare dintre noi avem persoane pe care le considerăm atât de departe de Dumnezeu, încât vedem că nu se mai roagă, că nu mai nădăjduiesc, că n-au puterea să se mai ridice. Și uneori ne întrebăm, are rost să mă rog pentru această persoană? Are rost, pentru că Dumnezeu abia așteaptă ca cineva să-i dea dreptul, să intervină și să salveze o viață a cuiva care nu are puterea să se mai salveze. Mi-aș dori din toată inima să nu fim printre cei pierduți, mi-aș dori să fim printre cei care îl căutăm pe Dumnezeu și dacă nu avem puterea, uneori ne simțim atât de slabi și păcătoși și noi, încât nu avem puterea să venim în fața lui Dumnezeu să spunem, Doamne, iată-mă, aici sunt. Dacă simțim că nu avem măcar puterea asta, atunci măcar să nu ne ascundem, să-i dăm șansa lui Dumnezeu să vină peste noi, să ne găsească, să stăm în drumul lui și el sigur va trece, pentru că el spune că eu sunt cu omul zdrobit și smerit și întotdeauna voi fi aproape de cei care sunt gata să cadă. Și are promisiuni foarte multe în sensul acesta. Să ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să îl căutăm și dacă nu avem puterea să îl căutăm, măcar să ne lăsăm găsiți de cel care ne caută din prima clipă a existenței noastre. Amin. Este munte prea-nalt să nu-l doboare, nu e problemă prea grea să nu-o măsoare, nu e încercare sub stea să nu-o topească, nu știu durerele fi să n-o cunoască. Dacă umeri să-i a purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Dacă umeri să-i a purtat povara lumii, poate lua chiar acum povara ta.
este drum prea înalt, să nu mă urce. Nu-i suferință mai grea decât pe cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea să nu o stingă. Dacă umeri să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Dacă umeri să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Dacă umeri să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Dacă umeri să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. El poate lua chiar acum povara ta. Mulțumim Domnului Iisus din toată inima că și prin jertfa sa de la cruce ne-a luat povara, povara păcatului care ne-a păsat și ne-a oferit mântuirea. Să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu melodia frumoasă, Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce, 232. Tatăl nostru, ți-am cântat astăzi de dor
pentru că ne dorim atât de mult să fim cu Tine, de dor de prezența Ta, de dor de mântuire, și Te lăudăm pentru că în momentele astea ne-ai făcut încă o dată conștienți de faptul că mântuirea este un act ce îți aparține. Ai plătit preț de sânge pentru a ne răscumpăra. Îți mulțumim pentru că mai întâi Tu ne-ai căutat și chiar dacă nu ne-am lăsat prea ușor găsiți, ne-ai găsit și ne-ai întors cu fața către Tine. Te rugăm să ne ierți pentru că de multe ori, deși găsiți de Tine, ți-am întors spatele, Te-am dezamăgit, încă îți provocăm durere și vrem ca prin Duhul Sfânt să nu ne lași. Chiar dacă uneori îți suntem potrivnici, chiar dacă uneori dezamăgim și ne întoarcem cu spatele către Tine, nu lăsa până când și ultima urmă a apartenenței noastre față de Tine se stinge. Îți mulțumim că putem învăța de la Tine și ne putem întoarce cu aceeași credință către cei de lângă noi. Poate ne rugăm de mult pentru un copil, pentru un soț, pentru soție, pentru părinți. Poate că am văzut deznădejde, poate că am văzut suferință, poate că am văzut îndepărtare de Tine. Nu ne lăsa să ne oprim din rugăciune, din căutare și din mijlocire către Tine. Fă, Doamne, ca în săptămâna în care vom intra, să intrăm cu aceeași elan, cu aceeași dorință de a-Ți aparține, și fă ca șederea noastră între oameni să fie una mântuitoare pentru ei. Ne rugăm mult pentru tinerii care vor călători în drumul spre casă, pentru cei care au plecat deja, pentru cei care vor pleca acum, pentru fratele Daniel, să-l călăuzești în drumul pe care l-are de făcut, să-i binecuvintezi familia și, în mod deosebit, ne rugăm pentru Robert acum. Ajută-l, Doamne, să se regăsească în Tine și cu forțe și cu puterea care vine de la Tine să găsească vindecare completă, atât spirituală cât și fizică. Pentru fiecare copil și fiecare tânăr din biserica noastră ne rugăm acum și vrem ca să-i mângâi și să-i iei în atenția Ta. Și ceea ce au trăit astăzi în prezența Ta la acest sabat dedicat lor și Ție, să își dorească să experimenteze în fiecare zi. Numele Tău vrem să-L înălțăm între oameni, prin Domnul Hristos ne-am rugat. Amin. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru sabatul acesta, a fost un sabat plin. Dimineața ne despărțiserăm cu dorința de a ajunge la casa de bătrâni, la azilul din Găvana. Am ajuns, am văzut... Ar putea un tânăr să spună ce a văzut, ce a simțit, ce a experimentat acolo? În două vorbe? Sara, ne spui? Ce simțământ te-a încercat? De acolo, nu vii aici. Suferință am văzut. Am văzut multă suferință. Multă suferință e acolo. Am văzut oameni care încearcă să aline suferințele astea într-un fel sau altul, să schimbe un pamper, să schimbe un așternut, să dea de mâncare, să legene pe cineva. N-am dus mult, am dus puțin, am dus câte două, trei fructe așa fiecărui bătrân de acolo, dar sperăm că am adus un gram de speranță. Le mulțumesc tinerilor care au fost alături de mine, de noi în acțiunea aceasta. Aș vrea să-i mulțumim în numele Bisericii Adventiste din Pitești, fratelui Daniel. Sunt în asentimentul dumneavoastră, mulțumesc, pentru că, mulțumesc. Deși nu prin mine a venit invitația, dar m-am bucurat eu mult. Eu am considerat-o ca de la voi. Ne-am bucurat mult să vă avem astăzi cu noi. Transmite salutări Alinei, lui Robert, mulțumesc, fraților de la Uniune și sperăm, nu știu când ați fost ultima dată aici. Nici eu nu știu, dar... Da, sperăm să nu mai treacă atât timp până când ne mai vizitați. Oricum, era renovată biserica. Da. Mulțumim că ați fost cu noi astăzi, îi mulțumim Domnului că v-a adus cu bine și sperăm să vă călăuzească în drumul spre casă. Aș vrea să nu uite copilașii că Monica îi așteaptă pentru repetiție. Aș vrea să nu uite frații de la comitet că am stabilit să ne mai întâlnim un pic în după amiaza zilei de sabat. Și cred că mai aveam un anunț. Mare atenție! Noi o să fim aici să deschidem biserica sâmbăta viitoare și la 6:10, dar programul va începe la 7:00.
vineri seara viitoare, da? Să nu vă simțiți jenați, să stați în frig dacă cumva ați uitat sâmbăta viitoare, vineri seara viitoare, la ce oră începe, să stați prin frig o oră, sunați-ne, bateți în ușă cumva ca să venim să deschidem. În mod normal deschidem pe la fără 20 și jumate fără 20, da? Dar nu uitați, programul se modifică începând cu vineri seara viitoare. Până ne revedem, să fie Domnul cu noi, să ne dea zelul pe care l-am trăit astăzi între tineri, acela de a fi o lumină, și nu uitați, avem o misiune, să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, câtă vreme se poate găsi. Multă binecuvântare cerească. Amin.